Discuția noastră merge acum spre materii prime, unde observăm că tendința petrolului este în continuare una de tip descendent. Cu cifrele de ieri, stocuri în creștere de 3,1 milioane de barili ar putea părea de mirare cum de suntem în continuare aici. Față de API, care vedea o scădere importantă, nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă, dar pare a se fi rupt legătura între DOE și API. Nu știu care dintre cele două instituții e mai aproape de adevăr pe termen lung, dar pe termen scurt contează mult mai mult datele de miercuri. Iar dezamăgirea a fost puternică. Piața, cred eu, a fost deturnată din traseul său de spargerea liniei de trend descendent în urma acestor cifre, care s-au adăugat celorlaltor temeri, cele din economia reală, când bursele au de suferit ca urmare acestor temeri atunci. Nici petrolul nu stă foarte bine. Și așa am mers din 53.01 spre următorul suport, 52.10. Păstrăm măcar această satisfacție că reperele sunt respectate cu aproximare și poate uneori pe termen destul de scurt, dar relevant 52.10. Între 52.10 și 53.01 se desfășoară acțiunea în prezent. Cred că este o piață destul de puternic vândută. Cred că este o piață care, în lipsa unui nou episod de vânzare importantă în bursa din SUA, va încerca și are șanse să reușească o revenire în această după-amiază. Dacă mergem peste 53.01, avem 53.64 și 54.05 ca nivel de rezistență de urmărit, mai sus 54.62. Sub 52.10 avem 51.34 și 50.29. Pentru aur a fost o zi extrem de bună, printre cele mai bune din ultimele luni. Sesiunea de ieri, aducând o nevoie de siguranță, aducând dobânzi mai mici, aducând scădere în piețele de capital și discuțiile acelea despre poziția dolarului, am comentat în segmentul de acțiuni cuvintele președintelui rus, care spune că băncile centrale își diminuează rezervele de dolari din pricina politicilor adoptate de administrație. Cu toate acestea, trendul principal rămâne unul descendent. Deocamdată, este o corecție, cred. Structura de ieri a făcut mai clar această idee. Suntem într-o corecție. Din punctul meu de vedere, deși sunt poziționat favorabil pe termen lung acestui instrument, mi-aș dori ca lucrurile să meargă și mai adânc în sens descendent, dar nu depinde de ce ne dorim de cele mai multe ori. Cred însă că se justifică acum, că ar fi justificată, să vorbim și mai adaptat, totuși, o serie de niveluri de retragere, cum ar fi acestea în logica nivelurilor Fibonacci și din acest punct de vedere, retragerea de 61.8, care a fost aproape atinsă, reprezintă un palier foarte important. Mai sus am avea 1513, dar pentru noi, ideea de bază ar fi că câtă vreme prețul rămâne sub 1506, avem risc ușor descendent. Deci, în primă fază, aș vedea un risc de ajustare. Pe un orizont de câteva zile sau mai îndepărtat, din punctul meu de vedere, am putea asista chiar la o spargere a 1506, următorul nivel 1513 și apoi m-aș gândi la 1519. Și apoi, foarte importantă, zona 1525-1530, dar asta deja pe un time frame mai larg, daily sau weekly. Cu alte cuvinte, o retrezire la viața metalelor prețioase din niveluri foarte scăzute însă și probabil insuficient deocamdată pentru accentuare de lungă durată. Dar de ținut ochii de avut în vedere aceste instrumente într-un orizont mai îndepărtat. Cu
evoluții destul de modeste, piața monedelor virtuale rămâne deocamdată suspendată. Există discuții despre Libra, o întâlnire care se va petrece în curând în Elveția. Mai multe companii însă și-au anunțat intenția de a se răzgândi, deci probabil de a se retrage din participarea la acest proiect. Vorbim despre nivelul de rezistență la 8451 și 8700, vorbim despre un suport la 8070, 7820 și 7670 și cred că în linii mari avem un interval care, o evoluție în interval care riscă dacă se continuă totuși dacă se continuă și ne aduce din nou în zona de minim să arate o anumită slăbiciune pe termen scurt, mai ales în acest context fundamental. Dacă rămâne o perioadă mai lungă în această regiune, avem o altă percepție. Nu uitați astăzi, 11 și jumătate, date din Marea Britanie, din sectorul de servicii, la ora 3 și jumătate cereri de ajutor de șomaj, la 5 ASM în industria din Statele Unite și comenzi de bunuri de folosință îndelungată și pe parcursul zilei, cine știe, poate apar și alte comentarii interesante în preluate în fluxurile noastre, dar în același timp poate e bine să vă mai uitați pe un CNBC, Bloomberg, Reuters sau Wall Street Journal. Mulțumesc pentru atenție, o zi plăcută în continuare, mult succes și să ne reauzim cu bine. Pe curând, la revedere!